și printr-o rețetă sau scrisoare medicală, tratamentul poate să fie ridicat de la farmacie printr-o simplă rețetă eliberată de medicul de familie în fiecare lună. În funcție de evoluția tensiunii intraoculare, în funcție de evoluția câmpului vizual, în funcție de modificările, apariția sau stagnarea tomografului, investigații de OCT, tomograf de nerv optic, încep să-i se adauge și al doilea tip de picături, a doua clasă și a treia. Și în final, dacă nu este ținut sub control, adică tensiunea intraoculară crește și cu aceste trei clase de picături, atunci se recomandă intervenția chirurgicală. Aici aș insista pe faptul că foarte mulți pacienți așteaptă încă și după această etapă să se mai poată face ceva în afară de chirurgie, ceea ce duce de foarte multe ori la o afectare și mai gravă a nervului optic și la tratarea lui corespunzătoare. Au apărut în ultimii ani extrem de multe metode chirurgicale noi care pot fi aplicate mult înainte de ceea ce se făcea acum 5-10 ani în chirurgia glaucomului. Adică nu mai este nevoie ca pacientul să ajungă chiar în fazele terminale pentru a apela la chirurgie, ci poate să acceseze aceste microchirurgii. A apărut în chirurgia glaucomului o subclasă de intervenții chirurgicale microinvazive, care nu sunt atât de agresive cum erau cele de acum 5-10 ani și care lăsau pacientul destul de globul ocular destul de traumatizat. Acum sunt metode care nici nu se vede că s-a intervenit pe acel glob ocular, care să ajute să scadă această tensiune intraoculară.